De ce am ajuns așa de târziu? A trebuit să fiu împreună cu elevii și profesorii de la Liceul Prodeu. Am fost invitați la Biserica Philadelphia și am găsit de bine că e important să fiu alături de ei, să fim împreună. Mulțumesc că ați acceptat această realitate pe care nu ne-o dorim, să parcurgem clujul, dar ne bucurăm să fim înaintea lui Dumnezeu pentru Slava Domnului. Vă amintiți care era prima propoziție citită din pasaj? Interesant e că Dumnezeu în această seară ne-a întâmpinat cu un nu. Și a zis, frații mei, surori, nu. Dar vreau să vă întreb care dintre noastre ar avea curajul, că sigur greșește, e doar un curaj? Să spună că dumnea lui sau Dumnealui ei niciodată nu s-a tulburat. Nu v-am întrebat când v-ați tulburat ultimat, adică dacă azi. Nu v-am întrebat dacă v-ați tulburat în biserică, mai sunt tulburat și prin biserică, știți? Se tulbură în casa Domnului. Acum nu ne mirăm că Ierod s-a tulburat când a aflat cea mai importantă veste. S-a născut un rege, un mântuitor, a venit cel ce salvează universul. Și Irod cel mare s-a tulburat, în loc să se bucure, nu? Era o veste, cea mai importantă veste din istoria Universului. În această seară, nu vorbea Petru, nu vorbea Ioan, nu vorbea Andrei. Nu era un mesaj din partea unui grup coral, a unui cor, a unei fanfare. Mesajul e direct din gura lui Isus Hristos. Și Isus Hristos zice, Ioan 14:1, vreau să rostim cu toții cu voce tare această propoziție: 3, 2 și. Încă o dată, mai deodată, trei, doi și să nu vi se tulbă inima. Vedeți că v a zis-o. Deci asta e o interdicție personală. Domnul Iisus Hristos în această seară ți-a zis și mi-a zis să nu ți se tulbure inima, nici când predică cu tare, nici când cu tare cânt. Nu, n-ai voie. Nici când la semafor ăsta doarme săracul. Poate e domnișoară. Poate a luat carnetul numai ieri sau azi dimineață. Lasă-l, nu stresa, nu-i da clansoane. Să nu ți se tulbure inima. Nici în momentul în care dintr-o dată vine o veste care te năucește. Nu. Mesajul pe care l-am este următorul. Și tulburarea ta e interzisă. Unii spun să nu se tulbure pastorii. Să nu se tulbure comitetul, să nu se tulbure părinții. Lasă că noi care nu avem nicio responsabilitate spirituală, noi ne putem tulbura. Nu, Biblia n-a vorbit și Isus Hristos n-a vorbit doar cu unul dintre ucenici. Nu a zis, măi Ioane, tu ești mai predispus așa să ai o dragoste specială. Tu ți-ai pus capul pe pieptul meu, imediat îl pui, că vine momentul ăla de la cină. Tu nu ai voie să te tulbure, că auzi cum bate inima. Și adevărul e că cine stă mai aproape de Isus, cam se tulbură mai rar. Nu că nu se tulbură. Că o să vedem în seara asta că și Isus a tulburat. Dăm o singură pagină. Ioan 12, versetul 24, 27 spune Acum sufletul, nu numai trupul, nu numai mintea, nu numai gândirea. Sufletul meu, Ioan 12, 27. Acum sufletul meu este... Citiți mai tare, vă rog. Cine a zis? Isus. Păi Isus, noi te-am cunoscut blând, liniștit, la locul tău. Cum zice asta? Da, Iisus zice, sufletul meu este tulburat. Vedeți că e important ce zici când ești tulburat. Și Iisus ca om zice, ce voi zice? Vedeți, reacția numărul una a unui om tulburat e să vorbească. Asta că îi zic eu. Vedeți că zici ție. Ai grijă. Foarte important să taci când te tulburi. În seara asta vreau să vorbesc despre două capitole legate de tulburare. Primul capitol este cauza tulburării sau cauzele tulburării. Aș vrea să realizăm că noi ne tulburăm atunci când prezentul e panicat. Când în prezent primești o veste, uitați-vă, Biblia zice în cartea Genesa, nu mai cum acum toate referințele, Genesa zice că dintr-o dată împăratul faraon, împăratul Egiptului, a aflat ceva printr-un vis și Duhul Lui s-a tulburat. Vi s-a întâmplat vreodată după ce vă treziți? Zice, bă, ce bă, ce-am visat! Să vă treziți că v-ați tulburat. Bă, dar și în somn te poți tulbura? Uite că da. Și în somn te poți tulbura. În momentul în care prezentul e panicat de o veste, te tulburi. Vrând nevrând. Vrâne, da? vrânte, tulburi, pentru că veștile care vin în jurul tău Au putere de a-ți transmite o informație care nu-ți aduce liniște Nu mai citesc acum pasajul, în cartea Iemia, cuvântul Domnului spune Ascultați voi care vă temeți de un zvon de anul ăsta Un zvon mâine, un zvon din partea unui stăpânitor Un zvon din partea altui stăpânitor Și dintr-o dată vă tulburați Vă rog frumos, când vă tulbură știrile, aruncați televizorul pe geam Se zice amin Amin, smulgeți-vă din cabluri toți senzorii care vă aduc tulburare. Opriți-vă să mai ascultați cu urechile dumneavoastră informații care nu vă zidesc. Opriți-vă să mai stați la stradă și la cost de stradă vorbind cu oameni care nu vă zidesc spiritual. Nimeni nu te obligă să fii prieten cu cutare. L-ai auzit că bărbește? spui, frate, sunt prea ocupat, am agenda super încărcată, dăm voie să te respect prea mult ca să-ți aud poveștile. Ai grijă cu cine vorbești. Ai grijă ce informații instalezi în creier. Ai grijă pe cine vizitezi și pe cine chemi acasă. Ai grijă în ce gașcă te aduni și în ce trupă și ce echipă și ce partidă faci la tine acasă. Ce vă spun în seara asta e de la Duhul Sfânt. Ai grijă ce faci în propria ta casă. nu stulbura casa. Oprește-te în numele Lui Isus Hristos. Se zice amin. nu stulbura familia prin tot felul de teorii pe care le ascultă copiii tăi când stau în living la masa ta duminică după program dimineața. N-ai sesizat că unul dintre ei special se tulbură? N-ai observat că nu mai suportă când începi să vorbești despre cutare, despre cutare și te miri că nu mai vrea să vină la biserică. Te miri. L-ai autotulburat. I-ai aruncat sămânța tulburării. Ce se întâmplă când într-o apă, zice cartea proverbe, se aruncă o piatră? Ce se întâmplă? Se tulbură apa. Aveți mare grijă cu cine vă întâlniți, vă zice Duhul Sfânt în seara asta. Aveți grijă ce focuri străine utilizați. Pentru că tulburarea unor e lucru manual. Cine te-a pus pe Dumnezeu să te implici într-o lucrare care nu-ți aparține? Cine ți-a dat voie să te implici într-o lucrare de care nu răspunzi? Oprește-te. Te tulburi fără sens. Nu-i responsabilitatea ta. Primesc la conferințe de tineret întrebări de genul Sunt într-o grupă de tineret sau sunt la adolescenți? Prin țară, pe unde am fost, prin Botoșan, sâmbătă trecut am fost la bal și vă salută, frate Gagea, frații de acolo, pe corul bărbătesc, domnul să vă binecuvinteze. Am ajuns târziu, zăpada a fost foarte mare, am ajuns cu două ore mai târziu decât trebuia, dar slăviți să vedem că am ajuns. Slăviți să vedem că am ajuns. Mulțumesc că v-ați rugat pentru mine și vă rugați pentru frații care aleargă în vremea asta, cu zăpadă, cu gheață, cine ține pe carosabil roțile mașinilor, este mâna lui Isus Hristos. Este mâna lui Isus Hristos, aleluia lui Dumnezeu, să să fie Domnul. Și mă întreabă câte unul și îmi zice, frate, dacă îl văd pe cutare că începe să derapeze spiritual, am voie să-i spun? Și eu îl întreb. Bineînțeles că eu vorbesc cu sala, deci eu nu cunosc omul care scrie, că anonimat scrie ca să scrie tot ce are în minte. Și eu îl întreb, ai responsabilitate în domeniul acela? Te-a pus pe dumneata Dumnezeu să răspunzi de lucrarea aceea? Dacă te-a pus, implică-te. Dar știi cum să te implici? După ce pentru persoana aceea care vezi că de rapează spiritual, postești măcar șapte zile din, din toată le Și bă, frate, prea mult. Eu nu postez nici pentru mine, o să postez pentru alții. N-ai disponibilitate să postești pentru cineva care vreți, care are nevoie? Ai identificat o nevoie? Ia postește, frate. Postește, roagă-te. Stai înaintea Domnului. spune Doamne, mă doară inima în pie pentru lucrarea asta. Bia, cât ai postit? asta e secretul. Cât te-ai interesat? Nu cât ai povestit despre lucrarea aceea. Cât ai postit pentru lucrarea aceea. Câte lacrimi ai vărsat pentru omul la care nu mai vine la biserică. Cât de te este interesat să-l sun, nu ca să-l tragi la semne, să-i spui, bă, nu te mai văd la biserică, ce cu tine? Vorbește frumos, vorbește cum ar vorbi Hristos. Știți cum caută un păstor disperat când și-a pierdut oaie? Biblia spune în Evanghelia după Luca, capitolul 15, se duce și caută oaia pierdută până când? Până când o găsește. El nu zice, oh, m-am pătat, mi-am pătat imaginea, mi-am pătat hainele, nu umblu prin locul ăsta mocelos, dar cu atenție, zice Sfântul Apostol să urâți până și haina mânjită de sânge. Mare atenție dacă vrei să salvezi un om să nu te arunci singur în groapă, pentru că te-ai implicat în lucruri care nu-ți aparțin. Ai mare, mare atenție. Nu te autotulbura pentru că prezentul ți-e panicat. Pentru că povestești despre cine nu trebuie. Pentru că ai tu pasiunea asta să povestești despre oricine, oricând, orice și oricum. N-ai responsabilitate? Ia stai cu minte la locul tău. Stai la locul tău. De ce? Când un om iese de sub pătura și de sub triungul protector, care se numește autoritate, când un om iese și se auto-vulnerabilizează și se implică în treburile altora, despre care Sfântul Înțeleptul zice, când cineva se bagă în treaba altă, ca și cum ar prinde un câine de urechi, da? o să vezi cum sară ăsta la tine să te muște, te-ai implicat în treaba altora și din toată te-ai trezit că s-a latră pe tine. Dar cine te-a pus? Cine te-a pus? Dumnezeu nici într-un caz. Propria ta idee, invenția ta, părerile tale, că vrei tu să fii așa, că ți ți se pare așa, oprește-te. Lucrarea Domnului este în mâinile lui Isus Hristos. Lucrarea Domnului este în mâinile lui Iisus Hristos. Aici la Betania este biserica Domnului. Este biserica și stâlpul și temelia adevărului în lume. Biserica aceasta nu va fi învinsă. Capul bisericii acestea este Domnul Iisus Hristos. Cine crede ca mine să fac un semn cu mână ridicat. Aleluia Domnului Iisus Hristos! Să vină tot pământul împotriva unei biserici care este a lui Hristos. Biruitorul când corul băbătesc este marele rege este marele rege. Cine crede ca mine să zică slăvit să fie Domnul Isus, lăudat să fie numele Lui. Ai grijă! Te poți tulbura din cauză că ți s-a panicat prezentul. Din cauză că te-ai implicat în povești de care nu trebuie să ai parte. Ai povestit ce nu trebuie. Ai mare grijă Poate Domnul îngăduie o tulburare, pentru că peste viața ta a început o vreme de părăsire a lui Dumnezeu. Ai mare, mare atenție. În momentul în care îl părăsești pe Domnul, în momentul în care în viața ta începe să fie o stare de părăsire, se întâmplă un șoc. Ascultați ce spune Deuteronom 28 cu 20. Mă înfior. Domnul va trimite împotriva ta. Vorbea cu evrei, nu vorbea cu madianiții. Domnul va trimite împotriva ta blestemul și uitați-vă ce e următorul punct. Tulburarea și ascultați ce zice mai departe. Și amenințarea în mijlocul tuturor lucrurilor de care te vei apuca. Adică pe orice pui mâna va fi amenințător. Mă înfior a, aș vrea să nu mai citesc mai departe. Vorbea Dumnezeu că evrei. Până vei fi nimicit poporul meu drag, zice Dumnezeu. Până vei pieri curând. De ce? Ascultați ce zice Biblia. Din pricina răutății faptelor tale care te-au făcut să mă părăsești. Când un om botezat în apă, dacă e și botezat cu Duhul Sfânt, în mod intenționat își permite, și autopermite, și ia luxul ăsta de permisiune, să comită un păcat, nu să cadă deodată într-o greșeală, să comită cu intenție un păcat, când îl mai comite o odată și când începe să trăiască, să persiste în păcatul acela, răutatea faptelor lui, zice Biblia, îl determină să-l părăsească pe Dumnezeu. Când Dumnezeu se simte părăsit, face ceva. Trimite tulburarea. Ai milă, Doamne, de noi. Ai milă, Doamne, de noi. Eram undeva în țară și predicam la o evanghelizare și am spus, ascultă-mă tu, bărbate, care ai trei amante și cu care curvești prin hoteluri. Am crezut că am greșit la nivelul minții mele. La finalul slujbei, un bărbat super solid, businessman, a rupt ușa. A sărit și a zis, avea de mâna strâng o fetiță de șapte ani. Și a zis, frate, eu sunt bărbatul cu trei amante. Mai erau alții pe hol, acolo la ieșire. Încă n-a din clădire. I-a spus lui Dumnezeu în seara asta, că dacă nu îmi trimit o săgeată de mesaj să-mi intre eu, eu nu mai păsesc nici într-o biserică evanghelică, nici baptistă, nici medicostală. Să știi că Dumnezeu mi-a vorbit prin tine. Am zis, slăvit să fie Domnul care și astăzi vorbește. Când Dumnezeu îți vorbește personal, când Dumnezeu îți spune direct păcatul pe nume, ai mare, mare bucurie în inima ta că lui Dumnezeu încă-i pasă de viața ta. Să te ferească Dumnezeu să prinzi minutul în care să nu-ți mai vorbească Dumnezeu niciodată. Nici prin urim, nici prin tunim, nici prin proroci, nici prin vițe, nici prin alte metode, zice Saul, nu mai vorbește Domnul. De ce? Atât de adânc a în mocirlă, atât de tare și-a pătat viața prin răutatea inimii lui. Încă Dumnezeu a zis, îl leapăt pe bărbatul ăsta și aleg să-l tulbur, să tulbur și să nu mai vorbesc nimic. Și ce face bărbatul ăsta când merge să cheamă morții? Și ce zice chemata dintre morți? De ce mai? Tulburat. E seara în care Duhul lui Dumnezeu este prezent aici. Dacă în viața ta a apărut tulburare dintr-o dată, dacă peste sufletul tău a apărut o stare de liniște, dacă nimic nu se mai vorbește, dacă nimic nu-i mai bun, dacă de la învonul ăsta s-ar urca în carne și oase Iisus Hristos și-ar predica și lui, e găsi o ibă, o greșeală, cu ghilimele, o inventeți, ai mare, mare atenție. Înseamnă că cel mai probabil l-ai părăsit pe Domnul. Cine le părăsește pe Domnul se autodistruge. Este seara în care Domnul zice am șanse pentru tine am metode de eliberare pentru viața ta. Indiferent cât de adâncă e groapa în care te-a aruncat satan, indiferent cât de adâncă e tulburarea de care ai parte, există un nume, există un rege. Numele lui este Isus Hristos. E specialist să ridice oameni tulburați. Când erau disperați pentru că nu mai știau ce să greadă între credință și tăgadă, când erau disperați pentru că aveau ușile super securizate, închise hermetic, nici cu cartela nu se puteau deschide, când disperarea era mare pentru că nu știau sigur dacă am viat regele lor a venit Isus Hristos și a intrat în camera lor. Hristosul înviat. Știți ce El a zis? De ce sunteți așa de tulburați? Chiar nu credeți? Uitați-vă la mâinile mele. Să fie seara în care să privești mâinile cicatrizate ale lui Isus Hristos. Să-L privești în ochi pe Isus Hristos, cum zice cântarea, când te uiți, uiți în ochii Lui. Și-L vezi lacrimând. chiar de a fi dușmanul Lui. Te trezești, plângând, dispare tulburarea, reapare liniștea. Cauze pentru tulburare, trei. Pași pripiți. Când din prea multă râvnă, cu puțină înțelepciune, bineînțeles, iei decizii fără să gândești. Fără să le cântărești cu Scriptura, să le compari cu etalonul. Judecător, capitolul 11, e o decizie pe care o consider că e o decizie în pripă. Un bărbat a zis, dacă Domnul îmi dă izbândă în lupta asta, Iefta e numele lui, primul care mi-intră pe ușă l-am sacrificat. Eu ceru Domnul asta? Era condiția asta din partea lui Dumnezeu să sacrifice un om dacă e biruitor? Da sau nu? Deci într-un caz prea târziu, prea târziu când a ajuns biruitor, zice, o, fica mea, fica mea, versetul 35, judecător 11, cum a văzut-o, el și-a rupt hainele, prea târziu, trebuie să le rup mai repede. Ah, fata mea, adânc mă lovești și mă tulbori. Am făcut o jurință, Domnului și nu o pot întoarce. Cine l-a pus? Cine l-a pus? De ce Saul când este pe teren de luptă zice decretez pentru toți fațul ebraic, pentru toți soldații în armați până în dinți, că niciunul dintre noi nu vom pune nimic în gură până când nu vom birui pe dușmani. L-a pus cineva? Eu zis domnul, sau le fă un astfel de jurământ? Bine măcar că băiatul lui a fost înțelept când îi tremurau picioarele și când efectiv îi simțea că moare, și-a o toiagul într-un fagure de miere. Păi, dar ce valoare are mierea, mă, dați seama. L-a întors spre gură și a luat puțină miere. Trupul i s-a figurat, re a venit viață, a fost revitalizat și a început să lupte. Și luptând, nu mai luptând, a ieșit poporul evreu biruitor. Mare, mare atenție ce promitem și de ce promitem ce promitem. Unele decizii pripite generează tulburări. Iefta s-a tulburat pentru că el a făcut o jurință neacoperită. Mai, mai să-l omoare pe băiatul său, Saul, pentru că poporul, Asta e cu camere video, dar vede tot. Vede tot despre toți. și stai, 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 stai. Tu ai promis ceva. Tu ai promis ceva, băiatul tău a încălcat jurământul pe care l-ai făcut. Bine măcar că dacă acolo au fost niște oameni înțelepți, Doamne, mulțește-ne, pe toți să fim înțelepți, amin? Doamne, ajută-ne, da? Și au zis, este o zi de bucurie, cum să moară cineva? Este o zi de biruință, n-are voie nimeni ziua asta să moară. Și fie seara asta, seara biruinței lui Iisus Hristos. Nu trebuie să mor, tu a murit Hristos, marele rege pentru tine. Să ai biruință în numele Lui. Vă mai citesc un motiv, ăsta e foarte drăgălaș, interesant, drăgălaș cu ghilimele. Este invidia, pisma. Iacov 3 cu 16, Biblia spune, acolo unde este pismă și duc de ceartă, exact acolo pe strada aia, exact în camera aia, exact în locația aia, pe metru la pătrat, este Tulburare și tot felul de fapte rele. Vedeți că tulburarea nu vine singură. Tulburarea vine la pachet, e ca așel, acel animăluț mic care vine în spate cu dihănii, cu moștri, cu grozăvenii. Unde este invidie, taman apare tulburarea. Nu-l suporți pe fratele tău? Te tulburi. Nu-l suporți pe sora ta? Te tulburi. Cum se spunea de dimineață, ești în stare să mergi în tribunale. Mă, oameni buni. Dar ar fi bine să ne liniștim, nu? Doamne, ajută-ne! Mustrăm în această seară orice duc de tulburare să părăsească minți, vieți, suflete și case. Oameni care nu se pot vedea în ochi din cauza invidiei. Oameni care se salută și când îi strânge mâna îi zice pace din băbuze, Dar în minte zice, o, oh, ce te-aș curenta, ți-aș da două. Asta zice în mintea lui. E tulburat până mă văd oasă. E tulburat, frate. Chiar dacă e botezat, asta e realitatea. Noi vorbim realități, nu povești, realități. Am văzut câteva cauze pe scurt, trecem la soluții. Că de consecințe nu vorbim, că le cam știm toți. Le cunoaștem pe pielea noastră, uneori. Fie ca din seara asta să nu le mai știm. Ce să faci când ești în preajma unei tulburări? Unul părăsește pericolul a ajuns într-un tumult de evenimente în care oamenii se tulbură, sunt gata, gata să se certe între ei, tu spui, prietene, eu n-am obiceiul ăsta, pe mine m-a învățat Iisus Hristos să nu stau cu cei ce se ceartă, iertați-mă, mă sună telefonul. Și dacă nu te sună pe tine, sunt pe cineva. Bun. Dacă nu te sună, zici, uitați, sunt pe cineva. Pentru câteva minute s ocupat. Părăsește pericolul. Dacă nu poți, din cauza contextului, ca să nu parlași, puneți lacăt pe gură. Lacăt pe gură. Nu vorbi nimic, taci. În momentul ăla simți că te mănâncă tălpile. Limba parcare arici pe ea. Închideți gura, taci, taci. Când într-o casă, ca în oricare alta, Dintr-o dată vrea să apară tulburarea. Cum îi sfătuiesc pe bărbați? Fiți bărbați, pe limbă. Stăpâniți-o. Fiți tari. Ajută-ne, Doamne. Fiți puternici. Controlează-ți limba, frate. S-a supărat, draga ta, soție, că ți dragă, știu. Da, în momentul ăla, parcă diavolul zice că nu mai ții, dar ții, știu eu sigur de asta. Da când îți vin nervii și să-i spui, să-i spui, să-i spui, să-i spui, ia puneți lăcățel pe gură. Taci! 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 Mori? Garantez eu că nu mori. Desigur nu mori. Când mă duc la conferințe pentru familii, le spun... Dragii mei, vă rog, nu rezolvați toate problemele de pe univers în 5 minute aveți unul dintre noi zeci de ani de căsătorie și nu le-ați rezolvat în zeci de ani. Aveți senzația că în 5 minute le rezolvați pe rapid? Cum vă sfătuiesc, dragii mei frați? Cum fac și eu? În momentul în care îți dai seama că poate degenera discuția într-un conflict pe care nimeni nu și-l dorește, spunei iubitei tale soții, draga mea, uite, despre asta vorbim altă dată. Schimbă subiectul, să prinde, nu să prinde, nu contează. Schimbă subiectul. Părăsește pericolul. Știi ce zice Sfântul Apostol Pavel despre unii oameni pe care trebuie să-i părăsești în momentul în care îți dai seama că sunt tulburați? 2 Corinteni, 12 cu 20. Fiindcă mă tem, spune Sfântul Apostol Pavel când scrie epistola a doua, la venirea mea să nu găsesc. Să nu vă găsesc cum n-aș vrea să vă găsesc și eu însum să fiu găsit de voi așa cum n-ați vrea. Mă tem să nu găsesc gâlceavă, pismă, mânii, dezbinări, vorbiri de rău, bârfeli, îngânfări și astea parcă la pachet. Tulburări. Tot Sfântul Pavel zice în Galatenii, când apar acești, așa zis, prietenii, părăsește -i. Ascultați ce spune Galaten 5 cu 10. Eu cu privire la voi am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel, dar cel ce vă turbură va purta o sânt, va purta o sânt, dar grijă, grijă, că există consecințe. Oricine ar fi el, oricine ar fi el. Ce zice în versetul 12, aproape că mi-e frică să citesc. Și schilodească-se odată cei ce vă turbură. Și eu vreau să vă spun, nu, să nu intre în paralizie vreun om, la niciun organ, nici intern, nici extern, ci duhurile rele să plece, să părăsească vieți. Privește-l pe fratele tău, privește-o pe sora ta, ca un om pe care l-a răscumpărat Hristos trece printr-un moment greu, nu i apăsa greu, nu încerca să-l salvezi. În momentul ăla de tulburare e o ceață așa de mare în mintea dumnealui sau ei, încât n-ai cum să-l ajuți. Nu-i zi nimic. Nu-i zi nimic. Taci. Doi. Deci, primul rând, părăsește pericolul. Dacă poți să mergi din contextul ăla, dispari. Dacă nu poți, taci. 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 Doi. Povestește cu adevăratul tău prieten cu Isus. Senzația noastră naturală umană este în momentul în care începe o tulburare, când degenerează anumite vorbe, când sunt transmise anumite informații, când adjectivele sau atributele care nu trebuie să fie folosite decât pentru animăluțe intră în vocabularul unui om, normal îți vine să zici ceva mai tare. Am să spun ceva, întrebare. Ce crezi că se întâmplă după ce cineva ți-a trântit o vorbă grea? Din partea cui vorbește? Din partea Domnului sau din partea diavolului? Păi toți știm că din partea diavolului. A, deci tu te aliezi cu satana și tu zici, diavolul ăla mic din tine, în mine să fie un pic mai mare. Îi trântezi eu una, frate. Ai grijă, o vorbi din partea diavolului, nu o vegheat. Ziceam, voi veghea asupra gurii mele câtă vreme, cel rău va sta înaintea mea. Nu omul rău, cel rău, sătănel. Pricepe, da? Nu mai catalogați oamenii care nu sunt vinovați. Dar dacă omul a fost călăuzit de un duh rău, de ce să preiei tu controlul duhului rău? Sau duh rău, de ce să ia controlul vieții tale? Și tu să-i trântești o altă replică. Întrebare. Unde e mai mult rău? Când tu taci sau când îi zici una mai tare? Să știi că e cea mai slabă. E cea mai slabă, nu-i tare. Când era se spunea despre Iisus Hristos. Nu răspundea dar ce făcea? Se supunea dreptului judecător. Știți ce zicea omul Iisus? Voi mă taxați, mă rumă, mă bajocoriți, mă ironizați, dați vorbe, numai să fie spuse. Stați cu minți, dreptul judecător e în cer. Eu mă supun lui și dacă pentru o vreme trebuie să fiu calomniat, bajocorit, ironizat, pus pe unde vreți voi, fiți cu minți, vine dreapta judecată. Există un test foarte important când satan în jurul tău și vrea să te tulbure. Nu accepta tulburarea. Am învățat un principiu din Biblie. La un moment dat David era în teste dacă Saul îl mai primește sau nu acasă, la curtea regală. Știți că l-a primit numai forțat pentru că cânta la harpă în așa maniere încât Duhul cel rău care l-a peste Saul plecate peste el și cuporea Duhul Domnului când atingea corzile sub puterea lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt. David, când atingea corzile, Duhul ce rău pleca. Dar acum așa de tare s a enervat, încât la un moment dat și-a scos sulița și a zis să-l prind într-un moment în care stă lângă zid, pe locul lui. David nu era pe locul altuia, era pe locul lui. Și a zis, prietene, te-am aruncat, te-am pironit în zid. Dar David știți bine ce țint avea, nu? Ăsta simtea un goliat de la distanță cu o praști. Și culmea, așa putere i-a dat Domnul și a gerime, și capacitate fizică, încât în timp ce ăsta arunca, se feria și sulița intra în părete. Întrebarea care se ridică următoarea, ce faci, David, după ce smulgi sulița din părete? Ăsta e testul tău. Aici se vede cât de tare ești. Când ai sulița în mână, ce faci cu ea? Că dacă tu îl țintești pe l-ai despicat într-o secundă. David zice, nu mă ating de unsul Domnului. Eu rămân conectat la sursă. Nu mă apăr singur, nu vorbesc despre ce zic alții despre mine. Dacă trebuie unior fug, alerg, mă duc prin câmpii, dispar, mă apără Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Și când David era în teste, să vadă dacă îl mai primește Saul sau nu, Și că a tras sulița. a mers înainte, a mers înapoi, nu intrăm în detalii, a intrat Ionatan în casă. Și Saul zice, până când vei fi prieten cu David, cu dușmanul meu? Și Ionatan îi spune, dar cu ce ți-a făcut? Ce ți-a făcut rău? Rețineți imaginea. Saul a intrat în casă și era tulburat. După Saul, împăratul, a intrat Ionatan, liniștit, echilibrat. În urma acelei discuții, zice Biblia, Ionatan a ieșit tulburat ca Saul. Și am învățat o lecție. Când ai discuții cu Saul, cu un om tulburat, țineți cumpătul și fi caracterial la nivel ridicat, în așa manieră încât să nu te afecteze tulburarea lui. Nu faci față la tulburarea lui, retrage-te și du-te într-un loc. Părăsește pericolul. Doamne, ajută-ne pe toți. Povestește cu prietenul tău, cu Isus. Sunt momente în viață în care tulburările tale nu le poate înțelege decât Dumnezeu. Sunt momente în viață în care evenimentele prin care treci nu le poate pricepe niciun om. Iisus ca om pune întrebarea aceasta, Ioan 12 cu 27. Sufletul meu acum este tulburat. Și ce voi zice? Cu cine vorbești tu, omul Iisus? Zice el, eu o să vorbesc cu tata, tatăl meu cu Dumnezeu tatăl, dar e important și ce-i spun, că mi-acceptă decizia, voința. Și ce voi zice, tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Despre ce ceas era vorba? Ceasul în care tot tumultul păcatelor universului întreg, a omeniri, era așezat într-un pahar și trebuia să-l soarbă până la ultima picătură dar în el se naște din nou speranța, încrederea și puterea. Și zice, dar stați un pic, chiar dacă sunt tulburat, mă analizez și știu de ce am ajuns până aici. Tocmai pentru asta am venit până la ceasul acesta să mor, să fiu lovit, să fiu bajocorit. Și în grădina Ghețimane a zis, sufletul meu este cuprins de o tulburare, ca de moarte. Vegheați aici și vorbiți cu tata. Povestește cu Dumnezeu când ești tulburat. Nu mai povesti cu oamenii. Nu mai furoarda mesajele alea calomniatoare. Nu mai trimite la alții. Nu mai da click pe videoclipul la care calomnează pe cineva. Nu ți magazina în minte povești. Nu căuta o resursă în care să refuleze mintea ta, vorbele tale, gândurile tale. Nu căuta un om. Nu-l vă tomberon, te rog. Nu-i revărsa altuia. Mai departe, mai departe. Așa zis, așa zi. Oprește-te. Singurul om cu care poți vorbi un pastor sau un presbiter. Când mergi cu garda jos, n-ai pretenții, n-ai ideea că tu controlezi discuția, ci Dumnezeu o controlează. Și îți vergi focul în prezența lui Dumnezeu în mărturisire, care este pur confidențială. Nimeni nu are voie să o afle. Ascultați ce decret a dat Dumnezeu. Levetic. Cuvântul Domnului spune foarte clar. Trecem la Deutornom. Când va începe războiul, Deutornom 20, cităm din Biblie, când voi merge la război împotriva vrăjmașilor tăi și când vei vedea cai și care motive mari de tulburare și un popor mai mare la număr decât tine. Ascultați ce zice Dumnezeu, să nu te tem de ei. Căci Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului este cu tine. Aleluia! Să vii să fie Domnul! Ascultați ce zice, la apropierea luptei, chemați un specialist în domeniul armatei. Să vină cel mai mare capitan de oști. Fals când lupta este foarte aproape, chemați preotul. Ce treabă are preotul cu armata? El nici măcar nu are voie să pună mâna pe La apropierea luptei zicea Dumnezeu, lege, decret, preotul să vină și să vorbească poporului. Să le spună, versetul 3, ascultă Israele, voi astăzi sunteți aproape de luptă împotriva vrăjmașilor voștri. Ascultați ce le zicea preotul. Să nu vi se tulbure inima. Fiți fără teamă. Nu vă spăimântați, nu vă groziți. Dinaintea lor, Vesetul 4, căci Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi ca să bată pe vrăjmașii voștri. De ce? Finalul finalului. Citiți cu voce tare, vă rog ca să vă mântuiască. Nu trăim pentru noi pe pământ. Nu trăim pentru poziții, pentru funcții, pentru aclamații. Nu! Trăim pentru gloria mielului. Cântăm pentru gloria mielului. Luptăm pentru gloria mielului. Stăm în genunchi pentru gloria mielului. Predicăm pentru onoarea lui Hristos. Dușmanii când se prezicătesc la orizont și sunt un popor mai tare, mai înarmat, mult mai tare decât noi, să nu ni se tulbure inima. Zicea Dumnezeu, eu, Domnul, vin cu voi. Aleluia lui Isus Hristos! Există vreun capitan mai tare decât regele nostru Isus? Există vreun comandant mai sigur pe poruncile lui și pe decretele lui de război? E cineva mai tare decât Domnul? Nimeni. El e cel mai tare. Cine crede ca mine să zică amin. Glorie Domnului! Povestește cu capitanul tău de oști. Povestește cu Dumnezeu. Ia cartea aceasta după ce te-ai tulburat, cam greu citești din ea, așa e? Hm. Când ești tulburat, nu prea merge să citești din Biblie. Dar ai pagină după pagină, pe unde să cauți? mai știi. Îți și mâinile uneori, nu? Dar povestește cu Dumnezeu. Povestește cu Dumnezeu. Mai spun un singur lucru. Vrei să birui tulburarea? Dacă ai o predispoziție personală, vedeți, temperamental fiecare om este într-un fel. Unul este mai melancolic, altul mai flegmatic, altul e mai sanguinic, altul e mai coleric. Unui coleric, repede îi se prind gelofarele. Rapid antenele lui se activează. Dintr-o dată stai vine să zică ceva, nu poate! Pentru, pentru un coleric și un sanguinic să tacă. E o luptă grea, foarte grea un melancolic care e mai liniștit, un care e mai flegmatic, mai stă la locul lui. Dar pentru toți lupta e egală, principiile sunt la fel. Vezi că dintr-un motiv anume vine tulburarea în inima ta, Realizezi că pe același traseu intră satan în viața ta și te atacă. Exact în domeniul ăla, acolo unde nu suporți ideea că tu ești cel mai bun poate sau ești chiar performant, ai ajuns la excelență în domeniul ăla. Dar acolo când te atacă cineva, ți se aprind toate în tine. Ei, pentru domeniul ăla, Biblia îți recomandă să postești. Ai avut parte de un moment tulburător. N-ai mai putut dormi o noapte întreagă. Nu citim acum în Biblia, dar la un moment dat Biblia spune că cei ce n-au somn, e o problemă. Domnul le pronuncea și le spunea evreilor, vă voi da liniște în locul unde vă așez, încât nimeni să nu vă tulbure. Și când nu prea ai somn, e o problemă. Și de obicei e o problemă spirituală, nu psihologică, nici psihică. De obicei e o problemă spirituală. Postește! Noi vrem să ne rugăm, vrem să nu punem osul la lucrarea Domnului pentru noi în activitatea asta de luptă spirituală și vrem să zicem Domnului, Doamne, e ok, tot e în regulă. Postește și pe lângă post poruncește numele Lui Iisus la nivelul minții tale acea tulburare să nu mai vină. Ia din Biblie pasaje, caută pe search pe aplicația ei Biblia, ți-o recomande pe telefon și scrie tulburare, caută acolo. Apare de 92 de ori tulburarea în Biblie. Selectează versete, înroșește le în Biblie. Fă-le cu marcare, nu știu ce faci. Selectează-le de o agenda. Scrie-le undeva. Ai o problemă cu tulburarea. Luptă împotriva tulburării pentru care ai predispoziția. Asta e păcat. Postește. Te-ai tulburat azi? Ia mâine ia o zi de post. Și zi Domnului Iisus, Doamne Iisuse, nu mi se potrivește, eu sunt omul tău. Eu sunt mădular în trupul lui Hristos. Eu nu te reprezint cu cinte, cu reacția asta, Doamne, nu e normală. Doamne, uite, mâine, pentru că astăzi m-am tulburat, mâine voi lua o zi de post. Cum postim? Clar, fără mâncare, fără apă. Am auzit câte unul care postește cu Teddy. Doamne, milă. Păi, dar nu fi, să nu fim copii. Deci chiar sunt oameni care au zis, eu am nevoie de configurația minerală necesară, și mi iau un Teddy. Copilul ăsta, mă, cu Teddy. Postul fără mâncare, fără apă. Postește a doua zi. O să vezi că după o zi de post în care ți-ai fixat ideea că lupți împotriva acestei vulnerabilități spirituale personală, o să observi că după ce iei o zi de post, ești mai puternică, ești mai puternic spiritual în domeniul ăsta. Domnul Iisus Hristos este prezent aici. Domnul ne învață prin cuvântul sfânt, nu, nu, nu se transmit mesaje de dragul de a vorbi niște oameni. Aici este biserica lui Iisus Hristos. Noi trebuie să-L reprezentăm cu cinste pe Domnul. Imaginea noastră este imaginea lui Iisus Hristos. Iisus Hristos nu mai vine în carne și oase, ne-a lăsat să fim noi mâinile Lui, picioarele Lui, gura Lui. de a zis, duceți-vă și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. n a zis, duceți-vă și tulburați-vă când vreți voi. Din contra a zis, să nu vi se tulbură inima, pentru că tulburarea este atitudine de inimă. Vreau și cred și sunt convins că în seara asta Dumnezeu ne va atinge și că puterea cuvântului va fi clară. Rostește sângele lui Iisus Hristos peste mintea ta, peste domeniul legat de care te tulburi. Proclamă numele Domnului peste casa ta. Să alunge Domnul orice duc de tulburare, orice ceartă, orice nemulțumire, orice discordie, orice ciorăvăială. Și în casa ta să fie oameni care au inima netulburată, pentru că tulburarea ta și mea e interzis.